Vom reprezenta în această lecție graficul funcției date prin f definit pe r cu valori în r, dat de legea f de x egal cu minus x plus 1, iată prima formă a funcției, definită astfel pentru x mai mic decât minus 1, și f de x egal cu 2x minus 2 pentru x mai mare sau egal cu minus 1. Începem cu tabelul de valori a funcției, pe care vom pune în evidență în mod deosebit domeniul de definiție, pe prima linie, de la minus infinit la plus infinit, și a doua linie alocată valorilor funcției. În mod deosebit, pe prima linie, deci în domeniul de definiție, alegem valoarea minus 1 pentru x, iar în dreptul lui minus 1 vom arăta care este comportamentul funcției pe cele două forme. Dacă x este mai mic decât minus 1, funcția se prezintă ca minus x plus 1. Deși în prima formă x nu este definit, minus x plus 1 nu este definit pentru x egal cu minus 1, totuși vom da valoarea minus 1 pentru x pentru a vedea care este comportamentul funcției la capătul primului interval. Deci, dacă x ar fi egal cu minus 1, prima formă ar fi minus minus 1 plus 1, adică 1 plus 1, respectiv 2. Revenim asupra acestui compromis, faptul că x era strict mai mic decât minus 1, revenim asupra compromisului cu ajutorul unei paranteze rotunde. Deci punctul de coordonate minus 1, 2 nu va fi un punct al graficului, dar vom cunoaște comportamentul funcției la capătul intervalului minus infinit minus 1. Am scris și valoarea 2 ușor în stânga, sub valoarea minus 1 pentru x, și acum, pentru x egal cu minus 1, a doua formă este minus 2 minus 2, adică minus 4. Această valoare este atinsă pentru funcție, de aceea vom specifica acest lucru printr-o paranteză dreaptă. Deci punctul de coordonate minus 1 minus 4, ceea ce aparține sau se obține dând lui x valoarea minus 1 pentru a doua formă, punctul, cum spuneam, minus 1 minus 4 va aparține graficului funcției. Mai departe avem nevoie doar de câte un punct de sprijin în fiecare subinterval al domeniului de definiție, și anume în minus infinit minus 1 vom da o valoare cât mai convenabilă, de exemplu minus 2. Pentru x egal cu minus 2 vom avea 2 plus 1, respectiv 3, și o valoare în partea dreaptă, cel mai convenabil pentru noi, este 0. Dacă x este egal cu 0, a doua formă, bineînțeles, este definită aici, deci 2 ori 0 minus 2 este minus 2. Și acum trecem la trasarea graficului, iată sistemul de axe, XOY. În sistemul de axe XOY vom începe cu punctul minus 1, care semnalează schimbarea de formă a funcției, deci iată aici vom avea minus 1. Separarea celor două semidrepte care vor constitui graficul funcției o vom face printr-o paralelă care este bine să fie trasă, paralelă dusă prin minus 1 la axa Y, care pune în evidență faptul că pe intervalul de la minus infinit la minus 1 vom avea graficul conform formei minus x plus 1, vom pune acest lucru în evidență, deci minus x plus 1, așa se comportă funcția în acest semiplan, iar în celălalt semiplan, minus determinat de intervalul minus 1 plus infinit, funcția se comportă conform legii 2x minus 2. Deci 2x minus 2. Și acum vom trece pe rând punctele din tabelul de valori. Punctul minus 2, 3, iată minus 2, 3. Deci punctul de coordonate minus 2, 3, iată, l-am pus în evidență. Minus 2, 3. Urmează punctul minus 1, 2, deci minus 1, 2. Iată punctul de coordonate minus 1, 2.
minus 1, 2. Suntem astfel în măsură ca în primul semiplan, acolo unde funcția se comportă după legea minus x plus 1, având deja două puncte, să trasăm parțial graficul acestei funcții. Iată prima semidreaptă și punem în evidență și faptul că minus 1, 2, așa cum este insinuat și în tabel, minus 1, 2 nu aparține graficului funcției, vom semnala asta printr-o paranteză rotundă. Vom reprezenta acum și punctele corespunzătoare intervalului minus 1 plus infinit, adică cele de-a doua formă a funcției 2x minus 2, și anume sunt punctele pe care le-am reprezentat în tabel minus 1, minus 4, iată minus 1, minus 4, minus 4, aici se află punctul de coordonate minus 1, minus 4, minus 4, precum și punctul de coordonate 0, minus 2, 0, minus 2, minus 2. Acesta este punctul de coordonate 0, minus 2. Trasăm acum a doua semidreaptă, conform cele de-a doua forme, iată, și punem în evidență faptul că minus 1, minus 4 aparține graficului funcției. Acesta este graficul funcției date.